Așa. Și a venit editul 4 de la pagina 44. A. A. 4 spre arătare de 7. Plus 1 spre arătare de 7. Minus 3 spre 5. Da. Minus 3 spre 5 arătare de 7. Plus 10 supra, plus 9 supra 10 radicat din 6. Egal. Iau 5, da? Am zis că tot radicat din 7. Da, pe fiecare putem raționaliza. Este o idee. Dar tot atât de bine putem să scoatem pe 1 pe radical din 7 în factor. Pe radical din 7 peste tot la viitor. Ca să nu vreau să vedem pe fiecare muncim preventiv. Deci eu aș face așa. 1 pe radical din 7 pe lângă 4 plus 1 pe 2 plus minus 3 pe 5 și plus 9 pe 10. Urmăresc să nu am numere mari. Că la mulțime, după ce raționalizezi... Ar fi 20. Nu uite oricum unde este 10, 20. Nu, 10. 10, sigur. 10. Deci, unul pe radical din 7, pe lângă 40, numitor oricum în 10, a spus. Da. Hai, vorbește toate. 40 plus 1. Ei, da. Plus 5. 5. Plus 5, așa, minus 6. Plus 9. Plus 9, da. Totul pe 10. Da. Și egal cu 1 la radical din 7 ori 48. Deci 48 pe 10. 48 pe 10. Ce egal cu 40. Hai să judicăm aici prin... Și raționalizăm în același timp. Prin 2. Da. Și face radical din 7 supra 7 ori 24 pe 5. 5. Și face 24 radical din 7. Da. Supra 35. Da. 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 Deci să sesizăm că dacă raționalizăm pe fiecare, în greve multe. Deci, pe timp. Mergi mai departe. B. 2 supra. Radical din 5 plus radical din 7. Radical din 5 plus radical din 7. Plus 3 supra. Radical din 7 plus radical din 10. Plus 4 supra. Radical din 10 plus radical din 14. Egal. Amplificăm cu radical din 5 minus radical din 6. La de ce faci aici? Nu puteți face nimic în factor comun, nu ai nicio altă reacție decât raționalizarea pentru fiecare. Ai A plus B, înmulțim sus și jos, A minus B. Deci vom avea egal cu 2. 2 pe lângă radical din 5 plus radical din 7 supra 5 minus 7. Așa. Plus 3 radical 3 pe lângă radical din 7 plus radical din 10 supra 7 minus 10. 7 minus 10. Stai puțin, de unde e? Nu știu. Stai un pic, că nu știu. Așa? Deci a fost minus atunci. Deci. A pătrat plus B pătrat pe lângă A pătrat minus B pătrat. Deci dacă e A minus B pătrat cu 2 pe lângă radical din 5 minus radical din 7. Acolo să se trebuia neapărat minus. Dacă vrei așa. Pe când am văzut care e conjugata? Conjugata? E 2 pe lângă radical din 5 minus radical din 7. Și sus de aia 2 pe lângă radical din 5 minus radical din 7. Așa, corect. Așa. 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 Corect. Așa este, da? Așa. Plus 4 pe lângă. Plus 4 pe lângă radical. Să puneți minus, că n-am mai spus nimic. Minus. Unde? Aici. Acolo și dincolo. Și în față. Și aici și minus. Așa. 4 pe lângă radical din 10, minus radical din 4. Radical din 10 plus radical din 6. Minus 4. Minus 4 pe supra. Minus 4, da. Totul supra. Totul supra
10 minus 4, minus 6, pardon. 10 minus 16. Egal cu. Egal cu 3 radical din 7. Hei, hei. Ce? 2 radical din 5. Nu mulțim aici? Nu vii stai. Nu, nu faci asta. Vezi că de era aici, că mai trebuie 12. Deci vine 2 pe lângă radical din 5 minus radical din 7 supra minus 2 plus 3 pe lângă radical din 7 minus radical din 10 supra minus 3 și plus 4 pe lângă radical din 10 minus 4 supra minus 4. Foarte. Egal. Hai, 2 cu minus 2, 2 cu 2 se duce. Așa. 3 cu 3, 3, 4 cu 4. Așa. Și face? Și egal cu minus radical din 5 plus... Minusul ăsta. Schimbă terminația, da. Adică 7 minus radical din 5. Radical din 7 minus radical din 5, da? Da. Deci egal cu radical din 7 minus radical din 5. Aici o să fie tot minus radical din 7. Așa. Minus radical din 7 plus radical din 10. Da. Minus radical din 10. Așa, plus 4. Egal. Radical din 7 cu minus radical din 6 se reduc. Plus radical din 10 cu... Trebuie să fie 4 minus radical din 5. Da, 4 cu 4. Cu minus radical din 5. Nu am dat așa, da? Ia uite-te de nou, nu am unde e greșit. Foarte bine că ai plecat înainte, excelent. Dar acum vezi unde e greșeala. Poate am greșit, mă. Da, da, acolo. Mai la acolo. Dar la ultima nu era în loc din minus 4, minus 6. Ai dreptate. Deci supra minus 6 aici. Vezi? Are dreptate că 10 minus 16. Sau e dat așa, mi era așa e dat. Cu 16, nu? Da, zic, dar am avut 6. Radical din B, radical de 10 plus radical din 14. 14, vezi? 14, era... Păi tot de ce a fost cu 16? 14, 14. Păi am zis 14 bine și după aia... Și acum radical din 14 aici vine. Da. Și 14 aici. Mai fi și 4. Și am mai 4. Și este foarte bine și... Și am zis 4, deci am zis bine. Dar fai puțin, că tot așa. E radical din 14. Atât. Și atunci zicem radical din 14. Minus radical din 14. 14 minus radical din 5, bine? Și aici plus radical din 14. Da, deci mai bine. Așa tot am terminat. Păi dacă am făcut radical din 6, din început. Da, bineînțeles. Așa. Și așa ai spus tu, radical din 6. Dacă ai fi făcut cu radical din 16, ai fi mers ca noi. Trebuia să dea noi. Și trebuia identică. Dacă nu ți-a dat, înseamnă că ai avut o greșeală. Nu-i din, cauza faptului că a fost dictat de 14, ci dintr-o neatenție pe care o ai tu acolo. Da? Să vedem mai departe. Să faci tot timpul înainte, dar să fii și în stare de aceea. Să corectezi. Să corectezi exercițiul. Nu lași așa. Lași așa degeaba. Ce? 6 supra. 6 supra, da? Da. 6 supra. Radical din 6 plus radical din 4. Minus. Aici îți conduci tu. Da. Minus 3 supra. Minus 3. De 3 supra. Radical din 5 plus radical din 6. Plus 8 supra. Radical din 5 plus radical din 9. Egal. Da. Mai scolat 6 supra radical din 6 plus radical din 4. Minus 3 supra radical din 5 plus radical din 6, plus 8 supra, radical din 5, plus radical din 9. Da. Pot duc eu, domnul profesor?
Miruna, da? A, am plăcut să fiu eu. Bun, hai, zine-mi. Și dăm prima coloică în 6 plus 2, care e calin 4 plus 2. Cu cât? Coloică în 6 plus 2. Miruna. Așa, de 6 pe lângă. Radical din 6 minus 2, totul supra, seara. Totul supra 6 minus 4. 6 minus 4. Minus 3, radical din 5 plus 3 pe lângă radical din 5. Minus 3, radical din 6. Da. Pe 5 minus 6. 5 minus 6. Plus 8 radical din 5. 8 pe lângă. 8 radical din 5. 5 minus 3, nu? Sau pe 5 minus 24. Lasă așa că s-ar putea să mai putem face simplificări de jos. Da. Totul supra. Totul supra 5 minus 9. 5 minus 3. Minus 9. Minus 9. Egal cu? Egal cu 6 minus 4, 2, 3, 6, se duc sus, 3, 4, 5. Se simplifică, zice, nu se reduce. Când e pus cu minus, se duce, hai să simplifică. Da. Deci o să avem... 3, 4, 5, 6, 7. 3 de lângă. Hai să o luăm ușor, Miruna. Deci ai zis 3 pe lângă radical din 6 minus 2 supra... Vă văd cum o simplifică. Supra 1, deci nu mai simplific în ei. Minus. Minus. Deci plus 3 radical din 5. Plus va fi. Deci 5 minus 6 minus 1 și cu minus 10 vine plus 3. Plus 3 radical din 5. Mulțumesc, da? 3 radical din 5. 3 radical din 6. Minus 3 radical. Da. 6, oare? Minus. Că 5 minus 9 face minus 4. Așa. Minus 8 radical din 5. Da. Minus 4 același cu 8 se simplifică. Nu? 8 în față. Da. Și face... 2. 2. Deci 2. Minus 2 face, ca să fie treaba bună. Și minus 2 se înmulțim acum, da? Minus 2 radical. Minus 2 radical din 5. Plus 6. Vezi, când vrem să sărim peste etape, trebuie să fim siguri că stăpânim. Asta vreau să spun. Dacă nu facem etapă cu etapă. De aceea am minunat. Ai răbdare, dacă te repezi, să te duci un pic mai mult, să-ți calzi. Exact. O singură greșeală. Exact. Așa, și acum e gata mai departe. 3 radical din 6 cu minus 3 radical din 6 se reduc. Da, da, să scoatem acolo. Hai să scriem 3 radical, să scriu de sub 3 radical din 6 minus 6. 6. Și acum 3 radical din 6 cu minus 3 radical din 6. Minus 6 cu plus 6. Minus 6 cu plus 6. Și 2 3 radical din 5, 2 radical din 5, radical din 5. Și simplu, radical din 5. Este răspunsul corect. Deci să vin peste etapă doar dacă stăpânim foarte bine, dacă nu lucrăm etapă cu etapă. Nu. Nu sau? Bă, acolo, de exemplu, dacă lăsam, să nu se vin peste etapă și lăsam așa minus, vă proiectați sau cât era minus. Uite, Miruna, aici, da? Da, da. Minus 8 pe proiectat din 5, minus 3 pe 4. Și spre 8, 3, 24, mai vreți să faci tu? Nu, lăsăm așa pe lângă radical din 5 minus 3 pe 4, până da, acasă acolo da, da. Și simplificam tot aceea și era, și era pas cu pas. Da, da, mai să stăpânești la altfel. Nu știu să stăpânești, 8 minus 4, 8 pe 3 la 4. Păi. Bine, Miruna. Nu asta e exact. Nu ți se atrage atenția, decât doar de dorința de a noastră până a crește. Păi, și mai avem de 1. Da. 1 supra. Radical din 2 minus 1. 1 pe radical din 2. Minus 1. Așa, da. Plus 1 supra. Radical din 2 plus 1. Minus 1 supra. Radical din 3 minus radical din 2. Plus 1 supra. Radical din 3 plus radical din 2. Acum, voi lucrați independent. Fiecare și eu stau un pic de vorbă ca să o pot introduce și pe Maria în discuția asta. Maria, sunt situații de acestea în care vrem să scăpăm de radicalul de la numitor.
De aceea, există o formulă, a la doua minus b la doua. Ți amintești cu ce este egal? A la doua minus b la doua egal cu a minus b pe lângă a plus b. Dacă mulțim cele două paranteze, asta ne dă. Da? Scris formula. Deci a la doua minus b la doua egal cu a minus b pe lângă a plus b. Și acum gândim în felul următor. Deci, a la 2 minus b la 2 egal cu a minus b pe lângă a plus b, spuneam. Și visă, dacă ai, ăsta e a și ăsta e 0 și a minus b. Și dacă aș înmulți și sus și jos cu a plus b, ar face aici a la 2 minus b la 2 și din radical din 2 la 2 minus 1 la 2. Radical din 2 la 2 face 2 și minus 1 la 2. Dar mulțești și sus și jos ca să fie fracția ca și înainte. Fracția este echivalentă cu cea dinainte. Așa că o să zic egal cu 1 pe lângă 1 că era aici 1 pe lângă radical din 2 1 pe lângă radical din 2 plus 1. Da. Supra, jos, radical din 2 minus 1 pe lângă radical din 2 plus 1. Vezi? Eu am obținut aceeași cantitate și la numărător și la numitor. Radical din 2 plus 1. Plus mai departe. Aici o să punem invers. Este plus, mulțim cu minus. Deci vom face cât este el 1. Vorbește. 1 pe lângă radical din 2 minus 1. Așa. Supra. Supra radical din 2 minus 1 pe lângă radical din 2 plus 1. Exact. Radical din 2 plus 1. Și minus din fracție. Aici înmulțim cu plus. Da. Plus radical din 2. Radical din 3 plus radical din 2. Totul supra. Este deja radical din 3 minus radical din 2 o copie, pe lângă exact cât am înțeles sus. Radical din 3 plus radical din 2. Și este egal mai departe, nu, mai este de ceva, plus 1, minimizați, 1 pe lângă conjugat, este radical din 3 minus radical din 3, da? Radical din 3. Unde era? La 3 plus 1. Tot 1 pe lângă, dar nu are sens. 1 mulțit cu ceva, e tot 1. Da? Dacă ar fost 2, ar fost important. Da. Sau 3 sau 7. Deci radical din 3 scriu, e abuz, să zic așa. Radical din 3 minus radical din 2 supra radical din 3 plus radical din 2 care era. Pentru că cât am pus noi, radical din 3 minus radical din 2. Și este egal mai departe cu el. Ei, face radical 2 plus 1. Așa este? Radical 2 plus 1 în numărător. În jos cât vine? A minus B pe lângă A plus B face asta la 2. 2 minus 1. 2 minus 1. Hai să vadă doar numai 2 minus 1. Plus. Radical din 2 minus 1 este, radical din 2 minus 1, plus supra. 2 minus 1. 2 minus 1. 2 minus 1. Plus. Sau este minus așa. Minus. Radical din 3. Minus, minus. Radical din 3 plus radical din 2. Așa e? Da. Plus 3 minus 2. Și plus. Radical din 3 minus radical din 2. Radical din 3 minus radical din 2, totul supra minus 2. Ce calcul? Asta e 1, 1, 1, 1 și va fi radical din 2 plus 1 plus radical din 2 minus 1 minus radical din 3 și minus radical din 2. Minus radical din 3 și minus radical din 2. Plus radical din 3 minus radical din 2. Și calcul.
radical din 2 minus radical din 2. Se și primul, și primul. Și radical din 2 ăsta minus radical din 2. Și radical din 3 cu radical din 3. Cu radical din 3. Da. Și rămâne minusul cu 1, la ce se arată, nu? Așa vă dați vouă? Da, da. Dictează-mi. Da. Vă confruntați la rezultat, care mă vădă, vă rugă asta și care. Exercițiu 9, de la pagina 44. 9, de la 44. Calculați. Nu, yes. Paranteză, 1 minus. Yes. F. 1 minus 4 supra radical din 3. 1 minus 4 supra radical din 3. Așa. Așa, da. Totul împărțit la 5 supra 3 plus 4 radical din 3. Da, așa. Asta e da. Egal. Ei, Maria, ce crezi să facem? Ai vreo idee? Atunci la ce numitor? Da. Deci, aducem aici că e numitorul 1 și îl zicem radical din 3. Da. Minus 4 supra radical din 3. Ar veni, nu? Sau, mai mergem cu apelie, raționalizăm, adică sus, jos, mulțim cu radical din 3 și sus și jos. Da? Va veni 1, hai să lăsăm așa, 1, minus 4, radical din 3, supra, radical din 3, ori radical din 3, face radical din 3 la a doua. Adică? 3. 3 va fi, da? Supra 3. Hai să zicem, supra 3. Sper că ne înțelegi bine. 3 împărțit la 5 supra 3 plus 4 radical din 3. De 4 radical din 3, da? Și calcul. Acum aducem la același numitor. Și mulți aici am făcut 3. Și vine 3 minus 4 radical din 3 supra 3. Da? 3 minus 4 radical din 3 supra 3. Înmulțim la doua inversată. Așa sunt la două fracții. La doua inversată. Deci înmulțim cu 3 plus 4 radical din 3 totul supra 5. Și egal. Și acum apare A minus B pe lângă A plus B. A minus B pe lângă A plus B face A la A doua minus B la A doua. Deci face 3 la A doua minus 4 radical din 3 la A doua. Supra 15. Și egal. 3 la A doua face 9 minus 16 3, 48. Supra 15. Și face, ca rezultat, cât face aici? 38, nu? Minus 38. Minus 30. E bine 38? 39. 39. Da? Da. Minus 39 supra 15. Care se simplifică printr-un 3 sus jos și face minus 13 supra 5. Rezultatul e minus 13 supra 5. Care a fost aici? Hai să vedem ca idee. Minus 39 pe 5. 9 pe minus 4. Da, minus 13. Pe 3 și minus 13 pe 5. Puteam, repet, să o iau și pe alte cale, să aduc la același numitor, nu știu ce, dar ei au văzut 3 plus 4 radical din 3 aici. Și 3 plus 4 radical din 3 mi-a sugerat că mai bine raționalizez așa. Și până mă duc la același numitor. Deci asta a fost ideea mea când m-am apucat de lucru. Eu vreau să raționalizez la reacționalizez supra, da. Sigur că raționalizez, dar vezi mult timp și nu-ți merge liniștiu. Va venea 5 pe lângă 3 minus 4 radical din 3 și... Deci nu se merge cu ochii închiși într-un ieșit să ții, te adaptezi. Le faci un plan, te face pe 3. Sigur, sigur.
Vedem ieșințul cum lucrează. Îl simțim corect. Așa. G. 1 supraradical din 17 minus, în dreptul limbii difracției, minus 2 radical din 17, tot un punct într-o paranteză, ori radical din 17 minus 5 radical din 63 împărțit la minus 7. Împărțit aici, da. La minus 7. Aș vrea să ne facem alte lucruri, cum spuneam mai devreme. Spune-mi, Maria, ce ai de gând să faci? Cum anume ai încerca? Te gândești la raționalizare. Eu aș aduce la același numitor. Aici, practicale 17, și simplific aici. E supra-radical din 17, poate. Și am aici o radical din 17, se împiehi de el. Da? Deci văd câțiva pași în față. Aici, 5 radical din 63 împărțit la asta, împărțit, înmulțesc cu inversa, 1 pe 7. 5, minus cu minus, mă face plus. Și mai văd, 7 în 9 fac 63. 63 înseamnă 3 radical din 7 și poate ușor, ușor mai înțelege de ceva. Deci mi-am făcut ideea de lucru și acum vorbesc. Te rog, vorbește, egal cu 1 pe 17. Adu-mă aceeași părere. 1 minus 2 ori 17 supra radical din 17. Deci am amplificat cu radical din 17, da? Ori radical din 17 minus 5. Minus cu minus vine plus 5. Plus 5. Radical din 63 care face 7 ori 9. Și asta înseamnă 3 ori 3 radical din 7. Că 9 a ieșit din subradical. Că 9 a ieșit din subradical, e 3. Deci 3 radical din 7 supra 7. Dar de ce e plus? Că minus cu minus la înmulțire a făcut plus. Și supra 7. Și acum radical din 17 cu radical din 17 este de rămâne. Și este egal cu 1 minus 34 face minus 33. Minus 33 plus 15 radical din 7, 15 radical din 7, supra 7. Aș mai putea să scot un 3 în factor comun cel mult. Da. Iraționalizat. N-are rost să... să... Dar puteți să aduceți la același numitor? Poți să aduceți la același numitor. Am venit cu 7 ca să mai... Bine, dar și cu 3. Scot pe 3 întâi în factor. Deci va fi egal cu 3 pe lângă... pe lângă cine? Minus 11 plus 5 radical din 7 pe 7. Deci minus 11 plus 5 radical din 7 pe 7. Care face egal mai departe cu... minus 77 acolo, deci egal cu 3 pe lângă minus 77, 3 pe lângă minus 77, plus 5 radical din 7, totul supra 7. Deci nu face altceva decât 3 pe 7 pe lângă chestia aceea. Ții cum să facem? Minus 33 plus 5 pe radical din 7 pe 7. Așa, vreau să spun. Deci, sigur că, minus 13, plus 15, așa, 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 dar mai găsut. Deci, n-a fost, iar fi plăcut să fie registru mai plăcut la lucru, dar ideea pentru simplificare era telefonul asta. Da? Zice, mi era. H, minus. Minus în fața, minus. A dat-o la camere, nu? Da, da. Minus. Paranteză. 6 supra radical din 3. Rotundă, da. Rotundă, da.
6 supra radical din 3. Minus 2 radical din 3. Așa. 2 radical din 3. Interesante. Dar ori 5 supra radical din 3. Ori 5 supra radical din 3. Plus radical din 81. Radical din 81. Egal. Așa. Las minus în față, minus pe lângă. 6 plus 2 ori 3, 6. Sau minus 6, da? Minus 6 supra radical din 3. E bine, nu? Dacă trebuie să facem 3 ori 2, 6. Bine, paranteza, mulțim cu 5 pe radical din 3. Plus? 9. 9. 81? 9. 6 minus 6 face 0. 0 pe ceva? 0. 0. 0 ceva? 0. 9. Nu, minus 9. De ce minus 9? Că nu mai e și minus 9 la dar eu s-a pierdut efectul, că aici a făcut totul 0. Deci eu l-am lucrat pentru partea asta. Nu și pentru 81 de aici. Da? Bun. Alte nu desfacem, lăsăm așa. Lăsăm așa. Deci 2 pe lângă
radical din 55, radical din 3, totul supra A plus B pe lângă A minus B, A la 2 plus B la 2. 5 minus 3. 5 minus 3, adică îi face tot dacă poți să fie 2. Minus 3 pe lângă radical din 3 plus radical din 2. Plus 4 pe lângă 3 plus 45 supra 3 minus 5 supra 9, 9, e a la 2. 9 minus 5, 4. Deci supra 4. Ei, la 6 e ca și mai întâi atâta 3 plus 3. Da? Și egal mai departe cu 2 cu 2 se simplifică, 4 cu 4 se simplifică și este egal cu radical din 5. 3 radical din 3. 3 radical din 3 minus 3. Plus, atenție. Minus 3 radical din 3. 3 radical din 3. Da. Plus 3 radical din 5. Plus 3 plus radical din 5. Și egal cu cine? Radical din 10. Cum mai făcut? Plus radical din 5 cu minus radical din 5? Nu, nu e minus. Nu. Adunați. 2 radical din 5. Că-s 2 de ăștia. Nu are cum să fie adunat pe 5 plus 5. Da, este greșeală. Pentru că radical din 5 dă 2 și ceva, radical din 5 dă 2 și ceva, adunarea asta are 4 și ceva, iar radical din 10 face 3 și ceva, deci nu se adună. Radicalul, adică unde e făcut-o, radicalul cu fântat de însăna, radical din A plus B, egal cu radical din A plus radical din B, dar asta e mare prostie. Nu, uite-o. Mai dacă ar fi din produs, dacă avem radical din A, radical din, radical din Aur B, va fi radical de A, o radical de B. Da. Da. Mergem mai departe. Deci 2 radical din 5. Deci va face 2 radical din 5. Minus radical din 3. Da, mai avem și 3 radical din 3. Radical asemenea. Ah. Asta e și cu asta la fel. Minus radical din 3, minus 3 radical din 3. Fac minus 4 de ăștia. E minus 1. Și cu minus 3 fac minus 4. Da? De parcă e și minus 1, minus 3. Minus 1, minus 3, e cu minus 4, da? Și egal cu minus 4 radical din 3. Apoi. 3 radical din 2. Plus 3 radical din 2. Rămâne singur, când mai este acolo. Plus 3 radical din 2. Plus 3. Plus 3. Și mai facem ceva? Și aici, ce mai poți face? Nu mai poți face nimic, nimic. Nu mai termină-se, așa în viață. Așa tot la mine? Da. Deci nu sunt mai nimic de făcut, doar să urmări viața mai zără. B. Hai, întreba. B. Paranteză. 4 cu 3. Radical din 7 plus radical din 3. Plus. 1 supra. Radical din 4 minus radical din 3. Minus. Radical din 7. Dar radical din 7. Deci, așa e. Numitor. Da, fă, mai te dat. Atât. Așa, totul la puterea minus 2. Totul. A, de la început. Da. Deci partea asta, partea de da, zis aici, da, partea da, minus 2. Plus. 3 pe 4. Minus. 5 supra 3 radical din 2. Ori, așa, 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 cum a scris din. Așa, ori, radical din 10, supra radical din 5. Rătezi. Idei. Lucrezi din miruna. Da. Raționalizăm ca ceva. Vreau să faci tu exercițiu. Da. Hai. Practic, că radical de 7 minus radical de 3. Un pic mai rar, da? Ca să putem urmări. Deci egal cu amplificăm ca și mai cu conjugat. Dar din 4 pe lângă. 4 pe lângă radical de 7 minus radical de 3 pe 4. Totul supra
să înțelegem bine, A la 2 minus B la 2, adică 7, scapă de radical 7 minus 3, totul de 4. Plus radical din 4 plus radical 2 plus radical din 3. Adică radical din 4 e 2, nu? Și de aia e gândit, adică 2 plus radical din 3. Minus radical din 7. Supra, supra, 4 minus 3, 1. Deci, mai bine. Deci. Așa, da. Minus radical din 7. Minus radical din 7, tot la puterea. Minus 2, da. Minus 2, plus. Minus 3 pe 4. Da. Radical din 10, radical din 5, radical din 2, radical din 2, radical din 2 și rămâne minus și 3. Deci radical din 10, să scrie ca fiind radical din 2, ori radical din 5. Radical din 2 se divide cu radical din 2, radical din 5 cu radical din 5. Rămâne minus 5 pe 3. Și rămâne la minus 5 pe 3. Plus 3 pe 4, minus 5 pe 3. 4 cu 4 se divide, și rămâne radical din 7 minus radical din 3. De aici 4 cu 4 se divide. Și avem radical din 7 minus radical din 3. Plus 2 plus radical din 3 minus radical din 7. Minus radical din 7. Tot la 2. Da. Plus 3 pe 4 minus 5 pe 3. 3 pe 4 minus 5 pe 3. Dar așa, mai bine să spun. Da, 3 pe 4. Minus 5 pe 3. Radical din 7 pe radical din minus 7. Aici se reducește, da. Și rămâne 2 la puterea minus 2. Și ține minte că noi că A la puterea minus N e 1 supra A pe N. A la puterea N. A la puterea minus N e 1 supra A la puterea N. Deci A la puterea minus N egal cu 1 supra A la puterea N. Eu nu știu pe asta. Eu știu. Cum știi? Eu nu știu pe asta. La școală. La școală. Da, nu poți să când ne-am demonstrat-o. Eu cum am demonstrat-o, mai ții minte? Nu. A la puterea minus N. Uite, acum o dau de nou. A la minus N este egal cu A la puterea 0 minus N. Și de unde provine scăderea? De împărțit. De împărțit. Și egal cu A la 0. Supra A la 0. Iar A la 0 face 1. Supra A la N. Este corect. Da, așa trebuie. Și egal cu 1 pe 4 plus 3 pe 4. Deci vine 2 la minus 2. 1 pe 4. Bine, lăsăm așa, 2 la minus 2, plus 3 pe 4, minus 5 pe 3, da? Acum egal cu 1 pe 4, plus 3 pe 4. 2 la minus 2 face A din 1 pe 2 la 2, deci 1 pe 4, plus 3 pe 4, plus 3 pe 4, minus 5 pe 3, și egal cu 1 pe minus 5 pe 3, și face și egal cu minus 3 pe 3. 1 minus 5 pe 3, 3, și egal cu minus 3 pe 3. Al doilea aceeași mitor și face 3 minus 5, da? Da. Minus 2 pe 3. Deci corect, este minus 2 pe 3. Hai să vedem ce au de ieșit așa în interior, dacă vreți, ca noutate. Asta la minus 2, dacă și mai aduc ei aminte. Sigur că da. O jucată era neașteptat să facem. Și totul la minus 2, adică se facă 1 supra A la... Și motivul am și spus de ce. Scuzea lui Lucia și eu îmi provin scăderea, dar am împărțit. Da. Da. Pagina 45.
Deci 14. La 45. Mai spune ce de 45. Calculați media geometrică a numerelor. Calculați media geometrică a numerelor. Punctul C. 10 radical din 2 minus radical din 7 supra 8. Pentru 10 minus... 10 radical din 2 minus radical din 7 supra 8. Și... Și de sinus supra 8. Radical din 200 plus radical din 7 supra 2. Supra 10. Deci 10 radical din 2 minus radical din 7 supra 8. Și... Radical din 200 plus radical din 7 supra 2. Radical din 200... Cred că trebuie să... Radical din 2. Hai să zicem pe asta. A și ăsta ar fi B. Radical din 200 putem să... Media geometrică, zicem matematică așa. Media geometrică a două numere este radical din produsul lor. Ori B. Deci media geometrică radical din produsul lor B. Media aritmetică, aritmetică, este A plus B, B. A plus B, B, 2. Și atunci, cred că mai le lucrăm pe fiecare în parte, dacă putem, da? Luăm pe A egal cu 10, radical de 2, minus radical de 7, supra 8 și așa în viață, numai ce-i face. Iar B-ul, pe care îl avem aici, este radical din 200, care înseamnă 2 ori 100. Adică 10 radical din 2. Adică 10 radical din 2 plus radical din 7 totul pe 2. Da? 10 radical din 2 plus radical din 7 totul pe 2. Și atunci, media geometrică este egal cu radical din produs. Adică ori B, adică 10 radical din 2 minus radical din 7 totul pe 8. Ori... Haideți copii, vorbiți voi. Ori 10 radical din 2 plus radical din 7... 10 radical din 2 plus radical din 7 totul pe 2. Și egal cu... Radical din... Nu avem A plus B pe lângă A minus B. Așa. A plus B pe lângă A minus B. Și face? 10 ori 2... 2. 10 radical din 2 la pătrat, adică la proba. 10. Da? 10 radical din 2 la pătrat minus radical din 7 la pătrat supra 8 ori 2, 16. Și egal cu radical din... Ce înseamnă 10 radical din 2 la pătrat? Se zică și 10 și radical din 2. Adică... Da. 100 ori 4, bani, 100 ori, pardon, 200. Îți da 10 la pătrat, cât face? 100. Așa. 200 minus... 8 minus 4, minus 7. Face supra 4. 16, dacă vreau să spun așa, nu mai prind de 16 sub radical, că radical într-o fracție înseamnă radical numărător, pe radical numitor. Deci supra 4. Așa în viață? Și egal, facem calul. 200 minus 7. Facem radical din 100... 193 ani. 193 supra 4. Deci, da? 93 supra 4. Asta este... D. Punctul D. D. 5 radical din 2 plus 3 radical din 18 minus 2 radical din 50 și 6 radical din 2 supra 3. A, numărul ăla, da. Și B. 6 radical din 2 supra 3 plus radical din 98 supra 5. Și media geometrică, da? Da, da, da. Eu zic să încercăm să mai lucrăm, poate să mai finisează un pic. Adică am să continui la 5 radical din 2 rămâne așa. Ok.
Radical din 18 se scrie ca fiind 9 ori 2. Și sunt 9 și o să fie 3 ori 3, 9 radical din 2. Plus 9 radical din 2. Ați înțeles de ce de 18 și de 9. 9 scapă de obligații și vine 3. 3 în față ori 3, 9 radical din 2. Și 50 care se scrie ca fiind 25 ori 2, adică 5 radical din 2, adică 10 radical din 2. Minus 10 radical din 2. Și egal, în total, 5 cu 9 radical, 5 cu 9 fac 14. 10 minus 10, 4 radical din 2. 4 radical din 2 este primul A, adică numărul primul număr. Bine, să vedem ce putem face aici. Să descompune pe radical din 98. Ne gândim și la asta, dar mai întâi 6 și cu 3 s-a simplificat parcă. 6 radical din 2. Avem voi. Păi de ce, numărătorul numitor nu putem să... Am spus de fiecare dată, putem cu fracții... Mici. Mici. Simplificate, reductibile. Până ajungem la ireductibile. Și de ce? De ce ai spus că nu avem nevoie? Care, de ce, ce motiv aveai tu de supărare? Că nu am ajuns la plus. Că ce vreau să ai văzut? Nu spus plusul aici. Dar fracția în sine o văd. Fracția în sine, numărătorul numitor. Că Domnul a spus, simplifici pe 3 cu ăsta de aici. Nu 3 cu ăsta, da? Da. Deci 6 cu 3 simplificăm și face, de pe zi, se face 2 radical din 2. 2 radical din 2 plus 98. Bă, dar putem scrie pe 98. Cred că le scopune pe 98. Deci încercăm pe 98 să se scopune. Încercăm pe 49 ori 2. 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 49 17 radical din 2 supra 5. Deci A-ul este 4 radical din 2, B-ul este 17 radical din 2 pe 5. Și acum media geometrică. E G, egal cu radical din cele două numere înmulțite. A ori B. Da? Și egal cu radical din 4 radical din 2 ori 17 radical din 2 pe 5. Și egal cu? Egal cu radical din la mulțire 4 ori 17 radical din 2 face 2 2 ori 4 ori 8 ori 17 supra 5. 136 spre 5. Radical din 136, ai zis din da. Da. Supra, adică dacă la atât și zic supra 5. Dacă vreți să mai raționalizăm, zicem radical din 136, supra radical din 5, raționalizăm și face radical din 136, radical din 5, supra 5, și vedem că te dăm. Da. Da. Tu ne-ai mutit? 135? 135, eu am 135. Ai dat așa, dar de 135. Acolo când ai făcut tu suma aceea, Mihaela? Da. Apărea 7 ies minus, sau 9 ies minus 1 ies. Păi da. Am văzut repede, exact. Deci am văzut repede, exact. Și aici aveam. Dar a fost viteza aia că... Eu obosit, n-am mai de văzut. Deși... Cum spun, sesizam că nu poate să fie la fel. Da. Și asta, nu vă dați domn profesor, că important e că ne-am dat seama și la viteza aia o facem, nu. Doar că am fost în care a venit 685. E 685, da. Bun. Lăsăm așa. Rămâne așa. ABCD e, nu? Nu. Acum, exercițiul 18, de la pagina 45. 18 de la? 45. Da.
Dacă noi aveam răbdare să facem, se sesizam în construcție. Da, dacă noi îl făceam, da. Și era instructiv. Da, plângeam copilul. Am înțeles. Dar era instructiv pentru și pentru copii. Că nu ai face eroare. Da. Plângă și eu fost bine, domn profesor, hai să vedem să terminăm cu ăștia, exercițiile erau grele. Da. Dar era instructiv, într-adevăr. De-aia am pus mâna imediat să văd, știți? Dacă este același lucru. Exact. Și am văzut imediat mai. 7 ies minus 1 ies. 7 ies minus 1 ies. Era așa. Și de acolo 9 minus 1 ies. Și de acolo 9 minus 1 ies 8 și... Da. Nu mai mă trebuie. Mă gândeam că puteam să arăt asta copiilor, pentru că eu știu că te urmă suma unui proiect geometric și au avut supra la aceea minus 1. Da, dar nu puteam să fie. Nu puteam să fie. Așa. Mai sorbim și tu că este așa, așa. Da, mă gândeam că nu fi la fel. Da. Da, da, zice. Da, nu mai contează. Vedeți ei că le dăm multă temă de pe o zi pe alta. Da, la nivelul ăsta. Este foarte mare presiune. Și atunci, cum să faci? Nu, tocmai asta se încearcă. Cum era în dificultate. Este că mi-a fost un primul exercițiu. A fost foarte frumos, ei nu l-au înțeles. Sigur. Cam 30%. Atât. Dar dacă se duc pe film, da. Și asta e motivul, eu mă străduiesc să vă da. Spun tuturor, nu numai vouă, ci tuturor. În weekend trebuie văzut film. Da. N-ai văzut, e povestea ta. Din cei 30 te-ai înțeles acolo, mai rămân 10. Da, exact. Asta am vrut să vă spun. Deci din 30 mai rămân 10. Și mai bună dreptare, domn profesor, pentru că nu mai lucrează, pentru că dau de greu. Nu urmărați nici filmul să vadă. Nu deci se reduce la meditația clasică. Meditația clasică care pe mine mă sperie. Exact. Câte vreme nu se înțelege că filmul mă lăsă la nu putem să privim tot într-o oră de exerciții. Chiar într-o oră jumătate, ați văzut că tot n-am reușit. Și am dat peste cap. Dacă reușeam noi... Rămâne așa. Mai puțin și temeinic. Asta m-am gândit. Chiar dacă rămâne chestiune de făcut. O rămas mai mult, e mai rău. Da. Dar trebuie temeinic. Exact. Dacă nu s-a aleg, cum ei n-au obișnuința de a se duce pe filme și spune, am făcut tema, am plecat acasă, nu mai treabă. Și am văzut că nu știu niciunul. Exercițiile nu erau ușoare. Deci, pentru ei. Deci, sunt foarte bun, sporit, foarte înalt, dar... Dar aici se vezi noi doi adulți care ne pricepem ce trebuie să facem. E cantitatea, dar te alegi cu ceva. Exact. Și acasă vezi filmul, nu ai văzut filmul, ai șanse foarte mici să te alegi cu nimic. Exact. Am 18 la 45. Radical din. Radical din 2 plus 1. Deci din 2. Din radical din 2 plus 1. Radical mai lung. Din radical din 2 plus 1. 2 plus 1, așa? Deci radical din. Radical din 2 plus 1. Așa. Radical din 2 plus 1. Așa, așa, da. Minus. Radical din. Aha, radical da. Din. Radical din 2 plus 1. Da. Totul la a doua. Mm-hmm. Plus. Deschideți o altă parte. Radical din 3 plus radical din 5. Radical din 3 plus radical din 5 plus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 5 plus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din 5 3 minus radical din 3 minus radical din
pătrat. Plus. Acolo ce formulă avem, copii? Cum este A plus B, A plus B totul la pătrat. A plus B, totul la pătrat. Deci aici am A plus B, totul la pătrat. Care face A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Deci face locul întâi la pătrat. Adică radical din 3 plus radical din 5, totul la pătrat, plus de 2 ori locul întâi, o locul 2, 2 radical din 3 plus radical din 5, ori radical din 3 minus radical din 5, și plus partea a doua la pătrat, radical din 1, 3 minus radical din 5, la pătrat. Egal cu. Aici cum facem Ani? E pozitiv? Ei, cu modul scoatem. Da, e și în modul. Dar dacă e pozitiv... Sigur e pozitiv, e plus. E radical din 2 plus 1, sigur. Exact. Deci rămân din doar radical din 2, dispare radical din 1 este 2 și rămân radical din 2 plus 1. Minus de 2. Radicalul radical, pot să spun un singur radical. Din radical din 2 plus 1 pe lângă, radical din 2 minus 1. Și le-am strâns pe cei cu un singur radical. Plus. E pozitiv și ăla. Și ăsta e pozitiv. Deci noi radical din 2, 1, 4, 5. Minus 1 e pozitiv, mai să control. Deci vine radical din 2 minus 1. Plus. Bigin. De ce să nu încerc mai bine? Dacă e la cită la a doua? Da! Păi, binom! Binom! A fost la aici și e la a doua. E la a doua. Prima parte la pătrat, de două ori prima parte la a doua, a fost partea a doua. Nu poate duce un concurs și face binom. E pozitiv, 3 plus adică din 5. Și de-a rămâne nebunea, unde da. Suntem? Aici. Acolo, aici. 3 plus radical din 5. 3 plus radical din 5. Și plus de două ori un singur radical. La numai la mulțime e vorba de asta. Că dacă ar fi la adunare și o scădere, trebuie să facem calculul, da? Deci vine un singur radical din prima parte, ori a doua. Din 3 plus radical din 5, pe lângă 3 minus radical din 5. Plus partea a doua la pătrat, 3 minus radical din 5. 3 minus radical din 5. Egal. Ei, radical din 2 plus 1 plus radical din 2 minus 1. Și acum, plus 1 cu minus 1 se reduc. Radical din 2 plus radical din 2 fac 2 radical din 2. Da, radical din 2 plus radical din 2 fac 2 radical din 2. Minus 2 ori radical. Dacă nu facem bătă, cât? Din 1. Așa. A plus B, pe A minus B, face A la 2 minus B la 2. Și ăștia, de fapt, o rotură, da? Din 2 minus 1. Din 2 minus 1. Plus radical din 2. Plus radical din 2. Dar nu e radical din 2. Am adunat 2 radical din 2. Plus... Și am terminat, că am zis 1. Stai de 5 minus 2. Nu mai este minus 2. Ba da, ba da. Da, minus 2. 2 ori 1, da? La față de. Aici. Radical din 5 cu minus radical din 5 se reduc. Corect. Păi să fie 9, bonul 6. 3 și cu 3 minus 6. Plus 6. Și plus 2. Ori radical din 5. Fără radical. Așteaptă. 9. A plus B cu care nu zic. 9 minus 5. 9 și 4, și radical 4 este 2. Deci vine 2 ăsta care era aici, ori 2 calculul radical. Pe 2 ori 4. 4, adică. Plus 4. Și e calculul. 2 radical din 2 rămân când avem ce le face. Minus 2 plus 6. Deci 2 radical din 2 aici. Plus 8. Și 6 și 4 fac 10. 2 radical din 2 plus 8. 10 minus 2. Plus 8. Plus 8. Dăm pe 2, 2, 2, 3. Dăm pe 2, 3. Adică, dăm, poate maxim posibil.
2 pe lângă radical din 2. Plus radical din 2. Plus 4. Da, 4, da. 2 pe lângă radical din 2 plus 4. Și cu asta am epuizat aceste exerciții. Ce a avut asta aici ca formă de calcul pe scurtat? Formă de calcul pe scurtat. De asemenea, atenție, aici a fost, am avut parte că tot timpul autorul a avut grijă să se asigure că există radicalul, altfel intra în păcat. Exact. Radical din 3 minus radical din 5, dacă scria el asta, ar fi fost invers. Radical din 5 minus 3, dacă ar fi scris el așa, radical din, radical din 5 minus 3, era treaba lui. Corect. Da? Deci el are grijă să se asigure de existența lui. Radical îi spune așa, eu fac treabă, dar mă asigur că și sunt radical în număr pozitiv. Altfel nu știu ce să fac. Da? Deci el s-a spus. N-a fost treaba noastră, n-a fost nevoie să ieșim în modul. Când e dintr-o expresie pe care nu știi, nu poți constata, nu știi ce vorba, și toată expresia la plăcut, atunci ieși în modul de expresie aceea. Deci dacă veți vedea radical din 3x plus 1 la pătrat, aici nu știi cât ai expus unul pozitiv și negativ. Bine, aici știi că e pozitiv, pentru că e plus. Dacă ziceați minus, e plus în interior, nu? Nu! Putea fi plus, putea fi negativ, nu? Depinde de x. Da. Dacă x e negativ, 3 ori un număr negativ plus 1, exact. Un număr negativ. Da, da, da. Și atunci iese în modul aici. Obligatoriu este acolo. Da. Nu că dacă e plus... E expresie. Că la a doua se știe? Păi nu, nu se scapă de radical, nu scapă de minus. Scapă de radical. Noi, uite, iese în modul și scăpăm de radical la a doua. Faptul că e la a doua formă este motiv pentru care a scăpat de radical, dar ca să spun cu cine este egal, valoarea radicală este un număr pozitiv. Pentru că e sub valoarea și minus 1. Și atunci este minus. Da? Ai înțeles? Deci tot timpul. Da. Dacă tu vorbești invers, păi ridic la pătrat. Păi ridică tu la pătrat, nu x pătrat și...